Salutare, salutare! Ce mai faceți? Bine ați venit pe canalul de YouTube română și voi realiza un videoclip extrem de interesant și util. Mai multe videoclipuri de acest gen găsiți în secțiunea pentru membri. De ce să deveniți membri? În primul rând, susțineți munca pe care o întreprinde 8 ani, ca orice altă activitate, nu ca să poată dăinui, ea trebuie să fie susținută. Cum dăm 20-30 de lei pe un mec puișor, putem da 20 de lei, da? Lunar pentru a continua această muncă. Plus că primiți foarte, foarte mult conținut, foarte multe beneficii. Nu oferă niciun alt canal atât de mult conținut cât oferă acest canal. Plus mă face și celebrele întâlniri pe Discord în care vom discuta cum am făcut în fiecare an. Deci, membri. De asemenea, dacă sunteți în clasa 11, avem mai multe variante de pregătire, aveți link în descriere. Vreau să discut așa un pic despre poezii, să le luăm pe rând și totodată să vedem ce ar trebui, da, să scriem pentru fiecare poezie în parte, să găsim puncte comune și să mergem, desigur, pe structura eseului. Că tot se întreabă, da, cum să realizez un eseu, e atât de complicat. Nu e atât de complicat să realizezi un eseu, adică am ceva probleme cu scaunul, da, să ne facem confortabili. Nu e atât de complicat să realizezi un eseu, avem o structură pe care trebuie să o urmărim. Avem așa 6 puncte pentru încadrarea în curent literar, dar această încadrare în curent literar trebuie să vină la pachet cu 2 trăsături și acele 2 trăsături valorificate pe baza poeziei respective, apoi desigur partea de secvențe, da? 2 puncte pentru o secvență poetică, încă 2 puncte pentru altă secvență poetică și încă 2 puncte pentru prezentarea temei, 12 puncte până aici și încă 3 puncte pentru 2 elemente de compoziție, 3x3, 6 și apoi 18 puncte pe care le obține pentru conținut, apoi 12 puncte le obținem pentru partea de redactare. Bun, să vedem încadrarea în curent literar. Deci avem așa, cronologic. Mihai Eminescu, care se încadrează în romantism. Aici putem alege Floarea albastră, care apare în 1873 în revista Convorbiri Literare, sau putem opta pentru poemul Luceafărul, care apare în 83 în Almanacul Societății Literare, June din Viena. Desigur, pentru pasionații de filozofie, puteți opta fără nicio problemă și pentru Ode în metru antic. Deci aici încadrăm în romantism, da, Mihai Eminescu se încadrează în romantism, curent literar apărut în Germania la mijlocul secolului 17, împotriva raționalismului promovat de iluminism, da, și printre cele mai importante trăsături ale acestui curent literar găsim fantezia, sensibilitatea, antiteza ca figură de stil predominantă, condiția omului de geniu, da? Omul de geniu în raport cu diverse aspecte ale realității. Omul de geniu în raport cu iubirea, cu trecerea timpului, deci ăsta e romantismul. Apoi, desigur, temă, da? După cum spuneam, condiția omului de geniu, regăsim și în Floarea albastră această temă și în și Luceafărul, da? Raportul dintre omul de geniu și iubire. Apoi, secvențe semnificative, Floarea albastră putem vorbi despre, da, putem vorbi despre prima secvență în care prima secvență datată între 1 versul 1 și 4, da, între 1 și 4, unde persoana iubită, da, îi reproșează euului liric că accede înspre înălțime, da, și caută fericirea în îndepărtări, da? Ea sugerându-i că fericirea este aici, nu că ta îndepărtare, fericirea ta iubită, și desigur putem vorbi despre final, iar ca trăsături ale romantismului, da, antiteza și totodată sensibilitatea, fantezia, predarea înspre cadrul oniric, motive specifice romantismului, cum ar fi prezența lunii, da, luna ca astru tutelar, ca protecție. Apoi trecem puțin mai departe, le discutăm așa pe ansamblu, apoi trecem mai departe, alte poezii, aici e un pic mai ușor pentru că
pe toate putem să le încadrăm în același curent literar, în modernism și în perioada interbelică. Eu nu strivesc Corola de minunea lumii 1919, poemele Luminii, Riga, Cripto și Lapona e Nigel 1924, Uwe Denrode, reluată în 1930 în joc secund, apoi avem Aci sosit pe vremuri 1923 pe Argeș în sus, 1927 Testament în volumul Cuvinte potrivite și 1916 Plumb, care se înscrie în simbolism, dar simbolismul cumva fiind tot o fațetă a modernității. Dar putem vorbi mai mult despre simbolism în cadrul poeziei Plumb, dar spunem că apare în Franța împotriva romantismului și trăsăturile, sinestezie cromatică. Iar la modernism putem păstra o definiție generală pe care să o expunem și dacă avem descris Riga Cripto și la Pune Nigel sau Testament sau Eu nu strivesc Corola de minunea lumii, modernismul este o mișcare literară care se manifestă în România în perioada interbelică, care apare împotriva tradiționalismului, cu scopul de a sincroniza literatura română cu literatura europeană. Este un curent literar teoretizat în România de către Eugen Lovinescu. Printre cele mai importante trăsături regăsim metafora insolită, absența elementelor de prozodie, tehnica engambamentului și va încercăm să căutăm aspecte specifice, predilecția pentru arta poetică, aspecte specifice în diverse poezii, de exemplu Testament și în Corola lui Henry Blaga, întâlnim predilecția pentru arta poetică, dar e artă poetică, adică o poezie despre poezie. Regăsim acest aspect. Pentru trăsătură a modernismului, totodată absența elementelor de prozodie. Asta întâlnim în Corola lui Lucian Blaga. Deci, sunt aspecte atât de complicate. Apoi, desigur, putem vorbi despre secvențe reprezentative în poezia Plumb. Aici avem doar două secvențe. Prima secvență prezintă un cadru exterior, iar a doua secvență prezintă un cadru interior care se concentrează asupra stărilor eului liric, tema fiind condiția poetului într-o societate ostilă, lipsită de aspirații. În poezia Eu nu strivesc Corola de minunea lumii întâlnim tema misiunii pe care poetul o are în această societate, poetul având rolul de a potența misterul, de a adânci, de a amplifica misterul. Desigur, în Testament întâlnim cartea ca moștenire spirituală. Mergem puțin mai departe. Poezia tradiționalistă, 1923, Aci sosi pe vremuri, aici avem trecerea timpului ca temă și, desigur, elemente care țin de zona rurală, spațiul prezentat este, desigur, sat, apoi avem elemente care țin de zona asta, clopotul, câmpul. Și poezia neomodernă, aici interesant, ce este neomodernismul, este o reluare a principiilor moderne. De ce este necesară această reluare? Pentru că modernismul a fost cenzurat în perioada comunistă, după 40 atunci, în momentul în care Ceaușescu preia frâiele puterii, el e un pic mai permisibil, nu în totalitate, dar un pic mai permisibil, lăsând mai multe teme de abordat poeților. Și atunci sunt republicați anumiți poeți moderni, precum Blaga, Barbu, deci e o reîntoarcere la originele moderne și o adaptare la sensibilitățile actuale. Este foarte complicat. O să mai fac și clipuri, desigur, pentru membri. Aveți foarte multe clipuri acolo. Ne întâlnim și pe Discord dacă deveniți membri. Deci deveniți acum membri și aveți toată luna asta acces și la întâlnirile de pe Discord și la alte videoclipuri și la propuneri de videoclipuri. Deci fila aia cu 39 de lei și ne auzim acolo.